grădinița din pade și nu are apă curentă. Este ușor de înțeles că în această situație nici nu poate fi vorba de grupuri sanitare amenajate în interiorul clădirii, unde învață și se joacă micuții de 3-6 ani. Pentru Serafim Antonie, viceprimarul cu atribuții de primar, rezolvarea acestor probleme este o prioritate. În secolul ăsta să avem copii care să stea într-o grădiniță făcută de acum 100 de ani, ui, clădirea cred că are mai bine de 100 de ani, și eu am învățat în școala asta, era o școală primară, și de atunci nu s-a schimbat nimic, doar ce s-a văruit. În rest, nu e schimbat cu nimic. Tavanele stau să cadă. Am văzut deasupra dumneavoastră, chiar acolo. Sunt un pericol pentru micuți. Foarte mare pericol. Pare greu de imaginat ca un micuț de 3 ani să meargă prin zăpadă la toaleta care se află foarte departe de clădire și prezintă și anumite pericole. Să nu prea arată de a fi o grădiniță normală. Nu știu. Ce să mai, suntem la țară. La oraș și alte condiții, alte... Nu au nici apă, nu au nimic aici. Nici toaletă, nici absolut nimic. Chiar e dezastru în grădiniță. E un adevărat dezastru pentru micuți. Da, e un dezastru și tavanele și toate sunt... Uitați cum arată. Toți avem o apă în casă, o toaletă. E groaznic să meargă un copil la un veceu. Da, e și periculoasă toaleta acolo. Nu mai vorbim de drum, alunecă pe zăpadă, exact. Frig. Exact. Și în condițiile care suntem acum. Chiar dacă are nevoie la toaletă, una dintre mămici ne-a spus că nu-i dă voie fetiței de 3 anișori să meargă, deoarece se teme pentru ea. Eu nu-i dau voie, în primul rând, să meargă acolo. Vedeam că răcește, nu? Da, că răcește. Nu că răcește. Cade acolo, filmarea-ți acolo, acolo să vedeți. Cade acolo și Doamne ferește. E un dezastru rău. Acolo. E un dezastru, dar nu ia nimeni măsuri. Și la școală e aceeași situație. Nu știm cine este și domnul primar, dar degeaba. Că directorul școlii nu face nimic. Părinții sunt supărați și dezamăgiți de condițiile ca nevul mediu în care sunt obligați să învețe și să se joace copiilor. Autoritățile locale promit să rezolve problema.